Salutare! Salutare! Numele meu este Adam. Astăzi suntem la dat cu îngrășământ. Acolo este U650-ul care dă cu îngrășământ. Aici este remorca cu complex. Iar aici avem alt U650 care avem ridicatorul, adică, cum îi spunem noi, girafă. La vale, sub coastă, avem Kubota care este la arat, pentru că aseară n-am terminat. Și na, dați seama că continuăm ca să terminăm. Trebuie să băgăm la disc imediat după ce terminăm aici așa, de dat cu complex. O să merg la vale ca să vă arăt și tractorul cu bota. Deci o să revin atunci când o să ajung, da? Bine, ha. Am ajuns la vale. Uitați tractorul cu bota. Iese cam bolovani aici. Este uscat, na, nu prea a plouat. Vă dați seama. O să iasă pe muntare. Cuțitele la plug s-au cam dus din cauza pământului. E tare, aici trebuie să dăm cu discul. Cred că o să dăm de două ori, odată cu 650-ul și odată cu bota. O să dăm cu teradiscul, cred. Nu știu, să vedem și după asta, sper peste două zile, trei, să băgăm la semănat. O să punem ori grâu, ori orz. Încă nu ne-am decis, dar o să vedem pe parcurs. Na, și cam atât. O să revin dacă o să fie când ajunge tractorul care dă cu complex. Nu o să ajungă în capătul ăsta. Deci o să revin. Am revenit. Uitați, tractorul se întoarce. Acum o să vă arăt mai îndeaproape dacă o să focalizeze telefonul. Pentru că încă nu am apucat să-mi iau o cameră sau cum se zice, un GoPro. N-am apucat încă să-mi iau pentru că n-am mult timp de când m-am apucat de vlog. Așa că vă dați seama, na. Dacă o să fie și o să mă urmăriți în continuare, am să pun și când o să venim la semănat sau când o să dau cu discul cu bota aici așa. Deci o să vă arăt în mai în amănunt așa. Este cam mult praf din cauza de la azi, văd că na, vă dați seama, se sfărâmă când trece prin palieții de la solniță. Și cum v-am spus, cred că îl cam zdrâncină pe unchiul meu, că el este pe tractor. Din cauza bolovanilor, uitați cât de mari sunt. Deci, uitați aici. Oh. Și stari, mă, tare. Uitați, am încercat aici așa să dăm cu discul. Iese ceva, dar mai trebuie dat. Na, că pământul ăla cât de tare este, nici nu putem da cu viteză din cauza că s-ai prin cabină mai ceva, ca cum sar fasolele în tigaie. Și de asta. Uitați aici așa. Cum iese. Uite aici am încercat să dăm noi combinatorul după arătură.
Și na, uitați cum iese, nu iese chiar rău. Aici l-am dat cu discul. Tot mai rămân bolovan, uitați. Vedeți? Este pământ uscat tare, nu prea a plouat prin zona asta la noi aici. Uitați, vine și tractorul. Vedeți cum face, uitați-vă. Dăm în jur de, să zic, de vreo 4000 de kilograme, nu, vreo 400 de kilograme la hectar. Asta este complex, o să dăm în primăvară, cam o să mai dăm și în primăvară vreo 3000, dar o să dăm azot, nu mai dăm complex. Ca așa, na, nu e bun, pentru că o să arzi pământul și planta care o să seme sau alte treburi, na, și de asta dăm noi așa. Aici sunt urmele cu care au plecat încolo, așa. Uitați cum rămâne. Și sper să vă abonați, să dați un like acolo, așa, dacă v-a plăcut acest video. Mă găsiți pe Instagram ca AdamAndrei24 sau pe Facebook ca Adam Rusu. Eu v-am lăsat că am puțină treabă, trebuie să dizgăț sacul de la 650 și trebuie să agăț altul. Apropo, pe tractorul ăsta am pus porecla Ivan, iar ăla, ăla roșu care a fost cu solnița care îi dă cu îngrășământ, îl cheamă Floreanu. Floreanu și cu Ivan. Iar la Kubota încă nu i-am dat un nume pentru că are abia un an de când l-am cumpărat și na, încă nu i-am dat un nume, dar cred că am să-i pun Cubi sau Coba, nu știu, ceva de genul am să-i pun, nu știu, ori Cubi, ori Coba. Trebuie să lăsați în comentariu ce nume să-i pun și o să revin când o să semănăm sau când o să dăm cu discul. Pa, pa!